Orchestra Simfonică București a fost nominalizată la premiile International Classical Music Awards. Vorbim despre echivalentul unui Grammy sau Oscar în muzica clasică. De asemenea, desemnarea a fost făcută pentru cea mai bună înregistrare a anului 2023. Premiile se vor adjudeca în ianuarie 2024. Pe lista premianților competiției s-au numărat cele mai mari orchestre ale lumii, precum Filarmonica din Berlin, Londra sau Amsterdam. Discutăm despre această premieră în minutele următoare cu fondatorul Orchestrei Simfonice București, domnul Cătălin Oprițoi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezența la Plus Matinal și felicitări! Să rămână, bună dimineața! Este o mare realizare în acest domeniu muzical, o premieră de altfel și pentru România, și vreau să vorbim puțin despre ceea ce v-a adus această desemnare. Da, permiteți-mi să vă mulțumesc înainte de toate pentru această invitație. Sunt foarte onorat, sunt foarte legat sufletește de tot ce înseamnă realitatea și Realitatea Plus. De asemenea, aș dori să urez la mulți ani tuturor românilor, pentru că venim după 1 decembrie, ziua de ieri în care toată lumea a sărbătorit ziua națională. Sunt convins că a fost o zi grea pentru dumneavoastră, în general pentru televiziuni. Ziua de 1 decembrie este destul de obositoare. Chiar a fost o plăcere până la urmă, pentru că am transmis emoția dincolo de ecrane. Pentru cu siguranță și pe noi ne leagă o relație foarte veche cu realitatea. Sunteți primii noștri parteneri media, sunteți cei care ați fost alături de noi în primul turneu în America de Sud, alături de reporterii realității. Eram cu Cătălin Farca și atunci Ioana Paverman și Daniel Ștefan, colegii dumneavoastră, de atunci nu știu dacă mai sunt, dar n-are importanța asta. Ducem în spate o relație și pentru asta vă mulțumesc public în acest moment. Într-adevăr, este o realizare națională ceea ce am făcut în acest moment, această nominalizare, echivalentul Oscarului în cinematografie sau al unui Grammy sau al premiilor de la Cannes. Este o premieră națională cu care ne mândrim și cu care vreau să vă spun că sunt extrem de emoționat să vă spun că ne aflăm pe lista marilor orchestre ale lumii. Nu este deloc ușor. Suntem o entitate privată pentru cei care nu știu și tot ce facem, facem cu multă muncă, facem cu multă pasiune înainte de toate și ne dăruim tot ceea ce am fost învățați de către dascălii noștri și profesorii noștri. În momentul de față punem pe hârtie și încercăm să dăm mai departe acest mesaj tuturor celor care încearcă să urmeze această cale sau care încearcă să vină în sălile de concerte și pe care așteptăm de fiecare dată cu drag. Ce credeți că v-a propulsat totuși în fruntea acesta sau pe lista? Cred că pasiunea cu care am făcut și faptul că n-am renunțat niciodată să credem în ceea ce facem și că ne dorim cu atâta ardoare să facem lucrurile frumoase, cred că până la urmă a venit ca o încununare a muncii noastre această nominalizare, pentru că nu este singura, noi avem și statut de utilitate publică, ceea ce înseamnă o recunoaștere guvernamentală, care este destul de dificil să o obții, mai ales în aceste vremuri și mai ales în domeniul de activitate pe care îl avem noi. Muzica clasică nu este un segment care este extrem de accesat de public. Din păcate, din ce în ce mai puțini oameni accesează sălile de concert pentru muzică clasică, dar pentru că noi am reușit să ne adaptăm produsul și am fost intitulați inclusiv Orchestra Cameleon, pentru că am reușit, de exemplu, să avem în noiembrie un concert cu rock sinfonic, pop opera, după care am venit cu un alt gen de produs în care am avut două săli vândute, ceea ce ne onorează să, la cererea publicului să mai vină încă o a doua sală cu anotimpurile de Vivaldi, clasic versus rock. Și într-o permanență suntem obligați să ne redefinim de fiecare dată și să găsim produsul care oamenilor să le placă și pe care să-i determine să vină în sălile de concerte. Dar pentru asta depuneți și foarte mult efort. Cred că sunt foarte puține acele zile în care lipsiți din sala de repetiții. Ne dorim să fim permanent peste tot și pasiunea ne determină să nu renunțăm niciodată. Avem o lună decembrie destul de încărcată. Da, haideți să vorbim puțin și despre surprizele care îi așteaptă pe cei care vă urmăresc și vă ascultă. Și față de alți ani dorim să mergem și în țară. Și am ales să facem pe 17 decembrie un concert la Călăraș, pe 18 să mergem la Constanța, după care ne întoarcem în București și pe 28 decembrie, alături de Irina Baiaz, ne transformăm în Orchestra Luminii. Ea are un spectacol special, excepțional, Iluminarium se cheamă, în care noi venim alături de ea, am crescut împreună și dorim mai departe să ducem mesajul publicului împreună și încununăm acest an cu concertul tradițional de anul nou, pe care îl facem de 11 ani și cu care vă spun ne mândrim, pentru că în urma unei emisiuni aici la dumneavoastră, după acel turneu din 2013 în America de Sud, am ieșit afară și am zis că trebuie să venim cu un produs. Pentru că oamenii au îmbrățișat turneul nostru de atunci, fiind ambasador cultural, asta am uitat să spun, ne-am dat seama că trebuia să continuăm cu ceva pe
la același nivel ridicat, cum a fost turneul din America de Sud, primul turneu, și acolo a fost o premieră națională, pentru că n-am mai ajuns niciun fel de organism de gen să cânte în acele săli, pe acele scene. Și atunci, acum 11 ani, am ieșit de la dumneavoastră din studio și ne-am gândit împreună cu colegii mei, Alexandru Duțulescu și Gabriel Gheorghe, de asemenea fondatorii Orchestrei Sinfonice București, să venim cu un produs pe care oamenii și-l doresc, pe care oamenii îl vor. Este cumva echivalentul românesc al concertului tradițional de la Viena, dar readaptat. L-am regândit, dar nu venim în competiție cu ceea ce fac ei, pentru că ei sunt conservatori de 100 și ceva de ani de când fac același lucru, este greu să-i depășesc sau așa, dar venim cu un produs reinventat, venim cu un produs pentru marea masă de oameni, venim cu un produs clasic, anul acesta, pop, și împreună, fuzionând, anul trecut am făcut clasic cu rock și este intitulat Classic Pop Vibes. Practic transmitem această emoție în mai multe direcții. Bun, spuneți că urmează, iată, în premieră un turneu anul acesta de Crăciun. Sunt trei orașe pe care le-ați menționat. Poate cei care ne urmăresc își doresc să-și cumpere bilete. Mai sunt disponibile? Și dacă... Într-adevăr, mai sunt disponibile. Mai avem câteva zile până pe 17, 18 și 30 decembrie la Sala Palatului în București. Doar că această inițiativă a venit tot cumva la sugestia oamenilor. Pentru că în momentul în care am făcut pe 13 noiembrie acest concert cu Anotimpurile de Vivaldi, am primit foarte multe mesaje pe rețelele de socializare în care oamenii ne spuneau, ok, la cererea publicului, dar și noi ne dorim, din alte orașe fiind, din Cluj, din Constanța, din Călăraș. Și atunci ne-am gândit că de ce să nu încercăm să oferim și acelor oameni ceea ce facem noi. Că până la urmă mesajul emoțional și mesajul către suflet este cel care ne influențează să fim cine suntem în ziua de azi. Exact. Cum mențineți totuși publicul? Aveți sălile pline la concerte. Iată, dovada stau aceste concerte în țară. Cu ce îi cuceriți pe lângă spectacolul pe care îl oferiți? Cred că modul în care transmitem mesajul este aparte, pentru că fiind atât de multă pasiune la mijloc, fiind dorința de a determina oamenii să se reîntoarcă în sala de spectacol, ne adaptăm de fiecare dată produsele și dăm oamenilor ceea ce își doresc. Motoul nostru este ca oamenii să plece legănându-se la braț, fredonind melodiile pe care le-au ascultat, simțind că fac parte din acest produs Orchestra Sinfonică București. Trebuie să se regăsească în actul interpretativ. De fiecare dată când vin oamenii la noi, trebuie să simtă că sunt parte din ceea ce se întâmplă pe scenă, nu că suntem intangibili sau că este un produs pe care ei nu pot să-l mai vadă a doua oară sau nu-și doresc să o facă. Ideea noastră este să-i readucem în sălile de spectacol, exact cum am spus mai devreme, mă repet, fiind o entitate privată, noi trăim prin vânzare de bilete. Dacă nu o facem bine, atunci înseamnă că ne stingem ușor-ușor. Da. Aveți această nominalizare importantă. În ianuarie 2024 înțelegem că vor fi adjudecate premiile. Cum vă pregătiți? Ce urmează din acest punct de vedere? Moral și sufletește ne pregătim, pentru că aportul nostru la decizia finală sau la decernarea premiilor în acest moment este inexistent. Forurile care vor decide sunt cele mai importante publicații de muzică clasică, cele mai mari case de discuri. Ei decid cine va fi până la urmă, dar eu cred că performanța în sine este ca faptul că am fost nominalizați. Asta cu siguranță. Să te afli pe aceeași listă cu aceste nume care pentru noi dau ora exactă în muzică clasică și noi, chiar dacă suntem o entitate care se adaptează cerințelor societății din ziua de astăzi, trebuie să nu uităm că formarea noastră la bază este de muzicieni de muzică clasică. Și, practic, cartea de vizită, am venit cu acest CD, este vorba despre Schumann, o reinterpretare a Sinfoniei numărul 4. El a suferit de o boală, a fost bipolar și are două versiuni, una în 1841 și una în 1851, ale aceleași sinfonii. Și atunci suntem încă o dată într-o premieră internațională, pentru că nimeni n-a mai pus pe același CD aceea sinfonie în două interpretări diferite și este foarte greu să fii pionier de obicei în ceea ce faci, dar cred că asta este ceea ce ne-a ținut pe linia de plutire. Cu siguranță, și este, exact cum ați spus deja, un succes. Pentru că ne aflăm pe finalul intervenției și pentru că, cu siguranță, cei care ne urmăresc acum sunt curioși să vă și asculte tradiționalul concert de anul nou. Câteva surprize, dacă ne puteți divulga din ceea ce vor urmări acolo sau... Pot să vă dau câteva titluri pe care, cu siguranță, oamenii le vor îmbrățișa. Vom interpreta bucăți din ABBA, din Miley Cyrus, din Bee Gees, din Coldplay, pentru că toată lumea în momentul de față este atât de entuziasmată, ei vând mult și repede în toată lumea și atunci noi ne-am adaptat produsul pentru că oamenii și doresc. I-am făcut și noi sinfonici
Și bineînțeles că ei, toate aceste lucrări vin în paralel cu lucrări de muzică clasică pe care oamenii deja le știu, valsuri de Tchaikovsky, de Shostakovich, de Strauss. Da, dacă ne mai puteți arăta o dată... Sigur, este o bucurie să vă arăt, deci nu știu la care dintre camere trebuie să vă arăt. La colegii mei. Ah, perfect, acum că l-am și văzut. Da, aș vrea să menționez că acest CD este făcut împreună și cu ajutorul dirijorului nostru principal, John Axelrod, care este un dirijor de origine americană, trăiește în Elveția și fără de care cred că ne-ar fi fost greu să fim și nominalizați și să-l și facem. Producătorul este o casă de discuri din Anglia, Orchid, și să le mulțumesc tuturor pe această cale. Da, mulțumim și noi tare mult pentru prezența în matinal aici la Plus Matinal. Cătălin Oprițoiu, fondatorul Orchestrei Simfonice București. Succes cu toate concertele. Doamne ajută, vă așteptăm pe toți în sălile de concerte. Cu siguranță. Mulțumesc tare mult.